Cum a pornit întreaga dumneavoastră poveste cu și despre literatura centrală europeană? De la cărți, oameni sau a fost o întâlnire fastă între cele două? În cazul meu, totul a pornit de la oameni și în niște împrejurări deosebite, aș zice. Eu, care sunt de profesie universitar, mă rog, predau la studenți, o vreme mi-am suspendat cariera universitară și am devenit diplomat. Și exact atunci, spre sfârșitul ultimului secol, prin 98 sau 99, a dat de mine, ca să mă exprim așa, Adriana Babeț, m-a găsit la București, unde eram consul și consilierul ambasadei. M-a invitat la Timișoara, unde am ajuns, ca să văd ce, cu ochii mei, ce înseamnă a treia Europa în varianta timișoreană, în varianta românească. Mi-a plăcut foarte mult, am găsit niște oameni cu care am găsit foarte repede un limbaj comun și am intrat în afacere. Dincolo de nevoia unei etici a muncii, un proiect de o asemenea amploare și durată nu se poate face fără a fi implicat activ. Cu alte cuvinte, e nevoie de multă muncă, dar și de multă pasiune. Ce anume va determina să citiți și să recitiți literatura centrală europeană și, în mod special, romanul central european? Iar s-ar putea să vă surprindă răspunsul meu în momentul în care Timișoara mi-a deschis, că acesta este adevărul, Timișoara mi-a deschis oarecum ochii asupra Europei centrale sau celeilalte Europe centrale pe care eu, filolog de profesie și cunoscător al propriei literaturi naționale, care este una centrală europeană, cea poloneză, eu această cealaltă Europa centrală, ani de zile, nu o vedeam, nu n-am observat-o. Iar timișorenii, ca mediu timișorean, academic, literar, mi-a permis să privesc propria mea literatură altfel, dintr-o altă perspectivă, dar tot așa și literatura română. Deci mi s-a oferit o cheie de interpretare pe care nu o aveam. Trebuie să ținem cont că eu mi-am terminat facultatea în anii exact în anul 80. Deci, pe vremea unui sistem specific și pe vremea când modul de predare și perspectivele de interpretare propuse, sau mai bine zis, impuse la universitate, erau altele decât cele de astăzi. Deci, mi-a trebuit timp ca să mă debarasez de bagajul cel vechi în ceea ce privește interpretarea fenomenului literar românesc, dar și celui polonez. Și toate acestea s-au întâmplat datorită acestei redescoperiri a literaturii centrale europene, mai ales a romanului, fiindcă trebuie să recunosc că proza mi este, nu că mi este mai apropiată, dar o citesc, recunosc oarecum rușinat, o citesc mai des decât poezia și tot așa ca traducător, că și traduc din română,
tot așa predomine hotărât proza în, în atelierul meu de traducător. Și să rămânem puțin la relectură. A reciti înseamnă, așa cum ne spune și Matei Călinescu, nu doar a citi încă o dată, ci și a citi din nou, ca și când ar fi prima dată. Cum au influențat dialogul și munca în echipă felul în care ați înțeles și recitit literatura centrală europeană? În primul rând am realizat că viziunea mea asupra literaturii centrale europene păcătuiește cu un simplism așa. Multă vreme, și în anii 80 și în anii 90, centrale european însemna continuator al tradiției habsburgice. Europa centrală ca zonă dominată de modelul vienez, habsburgic, care oarecum s-a perpetuat, a continuat și în secolul 20. Mi-am dat seama, destul de târziu recunosc, că este o viziune greșită. Adriana Băveț, care mi-a propus să scriu câteva prezentări, texte despre autori romancieri polonezi din secolul 20, m-a invitat, m-a obligat chiar să recitesc romanele pe care le știam din tinerețe, citite altfel și percepute altfel. De-abia acum, recitind romanele poloneze, dar și cele românești, mi-am dat seama că Europa Centrală, în primul rând, nu este doar un ținut cultural habsburgic, tradiția habsburgică fiind importantă, dar specificul central european nerezumându-se la, doar la tradiția habsburgică. Mi-am dat seama că fenomenul literar și cultural central european înseamnă o bună bucată, ca să zic așa, folosind un cuvânt nu prea elegant, o bună bucată din cultura europeană. Și în sfârșit, în ultima etapă, ca să zic așa, mi-am dat seama că specificul central european este ceva ce se menține. Când mă uit, adică când citesc autorii, mai ales polonezi, în literatura română, nu observ astfel de fenomen la fel de vizibil, dar în literatura poloneză, la autorii tineri, se observă o anume sensibilitate care poate fi identificate pe bune dreptate drept centrale europeane. Unii o fac conștient, cei care se ocupă de patrii mici, Heimat și așa mai departe, dar mulți am impresia o fac chiar inconștient, prin simplu fapt că s-au format, au crescut într-un anume mediu cultural, într-o anumită zonă de idei, concepții, mituri și așa mai departe.